Uh, good afternoon. Yes, you um, this message was a little last minute, so we didn't have time to get it translated. <laughs> uh, but we'll, we'll translate as we go. traduc din mers pentru că nu The story is told from uh, in, in Great Britain in the early 1900s, around the time of World War I, Europe was in a crisis, and the nations were going to war, and Britain needed men to fight. Preparations were made. A fost făcute pregătiri. Aveau nevoie de o armată. Așa că au făcut o reclamă. Și A avut un răspuns uimitor. There were, I think it was almost two million men came forward. Vreo două milioane de, de bărbați au venit. And they knew it would not be easy on the front lines. Și știau că nu va fi ușor pe linia întâi. They Knew that it would mean difficulty and hardship and even death, but they were willing to face the difficulty because they knew that that was part of being a man. And in World War II, a few years later, there was a similar response. În al doilea război mondial a fost un răspuns similar. the generation. S-a numit generația uimitoare sau cea grozavă. Is a who knew what it meant to be a man. fost o generație care a știut ce înseamnă să fii bărbat. Now, what is it? Și acum ce se întâmplă? Well, I've heard it said like this. In 1943, men lied about their age so they could fight in World War II. În 1943, bărbații au, au mințit cu privire la vârsta lor pentru a putea lupta în al doilea război mondial. În 2023, bărbații mint cu privire la um, genul lor ca să poată să câștige în diverse sporturi. Am pierdut ideea ceea ce înseamnă un bărbat și o femeie. You 50 cu 50 de ani în urmă, dacă îi spuneai unui băiat, fi bărbat, he, he știa ce însemna acest lucru. Mă întreb dacă vreun băiat de aici știe ce înseamnă asta. Probabil că știți, aveți mame bune. It meant stop your foolishness. Însemna să ți oprești uh, prostile. And act mature, right? Și să acționezi într-un mod matur. And it meant more than that. Și chiar mai mult decât to <laughs> atât. be a man meant to be courageous. Ca să fii bărbat însemna să fii curajos. Însemna să te sacrifici pentru binele altora. And today it seems we have very few real men. Și se pare că astăzi nu prea avem bărbați. But the problem really is not with the boy. Dar problema nu este cu băieții. It's with cu the culture și cultura în care It's ne aflăm. With education. Educația. And it is also with what I believe are intentional attacks by Satan. Și ceea ce mai cred sunt atacurile intenționate ale Satanei. We're dealing with a crisis of masculinity. Avem de a face cu o criză a masculinității. What happened? Ce s-a întâmplat? Let's first identify what is God's purpose for men. Să vedem întâi care a fost scopul lui Dumnezeu pentru bărbați. I asked this morning, what's God's purpose for our boys? Am întrebat de dimineață care a fost scopul lui Dumnezeu pentru băieți. You suggested it was spiritual leadership. Că a fost să fie lideri spirituali. We are losing this idea. Pierdem această idee. I asked an audience that question some time ago. Aceeași întrebare am pus-o unei alte audiențe cu ceva timp în urmă. And they gave me a blank look. Și s-a uitat în gol la mine. Nobody could tell me what God's purpose was for men. Nu știau să-mi spună care a fost scopul lui Dumnezeu pentru bărbați.

you can know what you need to be aiming toward. Young ladies, fetelor, <laughs> some standards to go by. Mm -hmm. Okay, first of all, we have what does it mean to be a husband? Every member of the family centers in the father. His name, house band, is the true definition of husband. cel care strânge ce care strânge familia este adevărata definiție a unui soț. He is the El este cel care face legea. Ilustrând prin maniera sa bărbătească aceste virtuți. Care sunt acestea? Energie. Integritate. Honesty. Onestitate. Practical usefulness. Și spirit practic. I think we could just take this whole message on these four. <laughs> Putem să discutăm acest mesaj doar bazat pe aceste patru lucruri. Energy. Energie. God created boys with energy. Dumnezeu a creat băieții cu energie. Integrity. What is integrity? Integritate. Ce înseamnă integritate? Okay, no cracking the character. I like that. Nicio spărtură în caracter. Mhm. Honesty. Onestitate. What does that mean? Ce acest lucru? Never lie. Never do something dishonest. Practical usefulness. What does this mean? Spirit practic. Huh? Good at everything? Okay. <laughs> Maybe not good at everything, but you'll try, right? You'll figure it out. <laughs> I like that. Practical skills? Practical skills, yeah. Um, <laughs> de practic. Okay, but there's more. Dar este mai mult de atât. The father is in one sense the priest of the household. Într-un anumit sens, tatăl este preotul familiei. Laying upon the altar of God in the morning the morning and evening sacrifice. Aducând înaintea lui Dumnezeu la altar sacrificiul de dimineață și de seară. While the wife and children unite in prayer and praise. În timp ce soția și copiii se unesc în rugăciune și în laudă. With such a household Jesus will tarry. Cu asemenea locuință, cu un asemenea cămin, Isus va triumfa. There is another statement, I don't think I have it here, but it actually says that the father needs to be confessing the sins of his family. As the priest of the home, he is in a sense responsible for the sins that his family commits. Mm. The Lord has constituted the husband, the head of the wife, to be her protector. Dumnezeu l-a pus pe bărbat ca să fie, so uh, să fie capul soției pentru a fi uh, protectorul ei. Vedem responsabilitățile soțului. Dar despre tineri care probabil încă nu sunt căsătoriți. Se vor umili tinerii cu inimile lor înaintea lui Dumnezeu și se vor oferi lui uh, în serviciul său. What is God asking? ia este ceea ce cere Dumnezeu să se sacrifice pe ei înșiși în serviciul său. It says our young men prepared to lift their voices in the cause of temperance. Sunt pregătiți tinerii ca să își ridice vocile în apărarea cauzei um, echilibrului temperanței. Will they engage in holy war against appetite and lust? Se vor angaja în războiul cel sfânt împotriva apetitului și a poftei? What do we see here? Ce vedem aici? I think of action. Uh -huh. Doing something. Engaging in a war. Against what? Appetite. Lust. Poftei. How many young men are governed by lust rather than warring against it? Our artificial civilization encourages evils which are destroying sound principles. Civilizația noastră artificială încurajează răul care distruge cele mai puternice principii. Și Domnul este la ușă. Unde sunt bărbații care vor merge înainte în lucrare, încrezându-se de plin în Dumnezeu, gata să facă și să biruiască? Ce vedem din nou aici? action acțiune doing something aface ceva god calls son go work today in my vineyard Dumnezeu cheamă fiule mergi și lucrează în viemia mea and it says may toward the end may god roll the burden on strong young men Fie ca Dumnezeu să pună această povară pe tinerii puternici who have his word abiding in them care au cuvântul său în ei and he will give the truth to others și care vor dărui adevărul și altora what does god want ce vrea Dumnezeu strength Putere pentru a duce povara. Dar de multe ori suntem atât de leneși. Nu vrem să ducem povara. Dar acesta este scopul lui Dumnezeu pentru bărbați. Bărbați ai puterii sunt doriți. What does stamina mean? ce înseamnă no. Okay. Strength that endures. Uh huh. It continues. It doesn't stop. Putere care îndură. Bărbați care nu vor aștepta ca calea lor să fie netezită și orice obstacol înlăturat. How do we face difficulties? Cum facem față dificultăților? Do we see a difficulty and say, oh, I hope someone else takes care of this. Spunem oare când vedem dificultăți, sper să vină cineva să se ocupe de asta? Or do we tackle it? Sau mergem și rezolvăm. Meet it. Get it taken care of. The ministry, the pulpit and the press demand men like Caleb. Um, misiunea, um, amvonul și the press. Uh, publicațiile it, yeah. um, au nevoie de bărbați precum Caleb. What was the characteristic of Caleb? Care era caracteristica lui Caleb? Hmm? Let's go, let's do it. <laughs> să mergem și să facem. We are well able by relying on God. Vom reuși cu ajutorul Domnului. God calls for men whose hearts are as true as steel. Dumnezeu cheamă bărbați a căror inimă este puternică precum oțelul. Steadfast in integrity. Care sunt de neclintiți în integritate. Undaunted by circumstance. Și neclătinați de circumstanțe. Do we we just keep hearing it again and again, don't we? Auzim din nou și din nou. God has created strength. Dumnezeu a creat putere în bărbați. He designs they carry the burdens. Și el dorește ca ei să poarte poverile. Un citat cunoscut din cartea Educație. It's the greatest want of the world. Cea mai mare nevoie a acestei lumi. Is true men. Este aceea de bărbați. Now, men have needs. Bărbații au nevoie. Wives, would you like to know what men need? Soții, ați dori să știți ce nevoie au bărbații? Okay. Mothers, do you want to know what your young men need? Mamelor, vreți să știți ce au nevoie copiii voștri? Do you know the spirit of prophecy tells us? Știți că ne spune și spiritul profetic? Here it is. Hardy men must have plenty of vegetables, fruits and grains. <laughs> <laughs> Bărbații trebuie să ai o mulțime de vegetale, de fructe și de cereale. <laughs>

mai mult de trei sferturi de, oameni, de, de mai mult de trei sferturi dintre femei se roagă mai mult decât bărbații. 30% dintre bărbați spun că ei aproape niciodată nu au experimentat pacea spirituală și bunăstarea. Doar 28% dintre bărbați cred că religia este o sursă de a ghida între bine și rău.

Și avem acum ideea aceasta în lume că genul este o construcție socială. Have you heard this? Ați auzit acest yeah? lucru? It's just something invented by society that there's differences between men and women. E ceva inventat de societate, aceste diferențe între bărbați și femei, o spun ei. Have we heard this? Ați auzit de acest yeah? lucru? It's in Romania by now, I think. Yeah, yeah. Yeah, okay. Okay. Now, we say, oh, that's just a bunch of nonsense. <laughs> Uh, noi spunem că aceste lucruri nu au sens. Dar nu cred că noi realizăm cât de mult am fost afectați de această ideologie. Cum definim genurile? Le definim de la gât în jos, or the neck up? sau de la gât în sus? Did you know you can analyze a brain? Știi că poți analiza un creier and tell definitively whether it was from a man or a woman. Și să spui cu fermitate dacă este bărbat sau femeie. There are significant differences even in the brain. Sunt diferențe semnificative chiar și în creier. They did 12 different studies. Au fost au făcut 12 studii diferite. With different groups of children. Cu diverse grupuri de copii. In different countries. În diverse țări. Different cultures. Culturi diferite. Across the world. De lungul mapa mondului, And they gave young children 3 Și le-au dat copiilor cu vârste în între 3 și 6 ani. Opțiunea de a se juca fie cu o păpușă. Or a dump truck. Sau cu un camion de jucărie. Okay. Groups of children grupuri de copii. Here's aici o păpușă. Și aici un tractoraș. Și le-au dat opt, uh, libertatea de a se juca cu orice jucărie doresc. Do Care credeți că au fost rezultatele? Yeah, cu albastru avem uh, mașinuțele. Cu portocaliu sunt păpușile. Look how many more boys played with the truck compared to the doll. Ia uitați-vă cu cât mai mult au să jucă băieții cu mașini decât cu păpuși. Well, society wants to say, well, that's just because they've been trained to do that. It's a social construct. Este o construcție socială. So they did the same study with monkeys. What do you think the results were? The boy monkeys played with the truck, and the girl monkeys played with the doll. Mai mulțele um, de, gen masculin s-au jucat cu tractorașele și cele de gen feminin s-au jucat cu păpușile. That was not a social construct issue. Acolo nu era vorba de o construcție the socială. The father monkey was not telling his son, now don't play with dolls. <laughs> Tatăl mai mulței nu îi spunea, nu te juca cu păpuși. So why? De ce? There are two visual systems in the brain. Sunt două sisteme vizuale în creier. The first analyzes the color, the texture, the 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 what of the object Primul analizează culoarea, textura unui obiect The second visual, visual system deals with movement Sistemul vizual analizează mișcarea Where is it going? How fast is it moving? Is it going to collide with something? Unde merge? Cât de repede merge? Dacă se va lovi de un obiect? We Visual system that deals with the details of the object Sistemul vizual care are de a face cu obiectului is predominant in girls. The one that deals with movement is, is predominant in boys. Este predominant la and again, you can analyze that part of the brain and say without error whether it comes from a boy or a girl. Fără eroare, dacă provine de la un băiat sau o fată. De ce preferă fetele o păpușă colorată în detrimentul unui uh, tractor? Tractorul fără culoare. Exactly. Data orită detalii. They care lor, about the color. lor le pasă de culoare. But why would boys prefer, prefer a dull gray truck over a colorful doll? Dar de ce preferă băieții un tractor vopsit în culori pale față de o păpușă colorată? Because they want action. Pentru că ei vor acțiune. Are roți. It can move. Poate se miște. And it can crash. Și poate să se să Now, give here's another study. S -a făcut un alt Give boys and girls a blank piece of paper. Dați-le fetelor și băieților o foaie albă de hârtie. And tell them to draw whatever you want. Și spuneți-le să deseneze ce vor ei. Give them some crayons. Dați-le niște, dați niște creioane. Different colors. Diverse culori. And say here, just draw whatever you want. Și spuneți-le să deseneze ce vor. This is from studies all over the world, different, co <coughs> different cultures. aceasta s-a întâmplat în studii diverse pe tot globul. What are the results? Care au fost rezultatele? The vast majority of girls. Marea majoritate a fetelor. Will draw people. Desenau oameni, pets, Um, animale, Flowers. Flori. Trees. Și typically more than two or three, or typically at least two or three. Cel puțin două sau trei, arranged in a horizontal plane in relationship to each other. Aranjat în mod orizontal, una lângă cealaltă, and they typically have eyes, mouth, hair, and clothes. And if available, girls will use many colours. Și dacă aveau la dispoziție, fetele foloseau multe culori. And that's true of every girl. Și era a fost lucrul acesta a fost valabil pentru aproape toate in, fetele. Inclusiv acele fete care noi spunem că sunt mai dure și se joacă mai mult pe afară. Give them a blank piece of paper, they will still generally draw humans. Și acelea în general animals. vor desena oameni, animale. With eyes and cu ochi, cu haine. Boys? Băieți? <laughs> 92% of them draw something with action. 92% dintre ei au desenat ceva ce implica acțiune. War scenes are common if the boy has been exposed to that. Scene de război au fost destul de comune dacă băieții au fost expuși la război. Otherwise there's usually cars. Altfel erau de obicei mașini. There will be arrows. Săgeți. Notes. Notițe. And all about what is going on. There's action. Și tot ceea ce este în ce înconjoară și implică acțiune. Și de obicei erau desenate într-o singură culoare, cel mult două. Pentru că băieților nu le pasă cum arată. Ei știu că trebuie să facă ceva și să termine ceva. I was in Mexico a little while ago. And, and I was sitting there, and a little girl in front of me started drawing a picture. And so I was just looking at what she was drawing. You can see she's deep in thought. And so let's zoom in on her picture a little bit. Am să puțin poza, să ce what desena. do we have here? Ce Two people with clothes, cu haine, and eyes, ochi, a face, față, holding hands. ținându-se de mână. Relationship, right? Relație. Do you think God created that? Credeți că Dumnezeu a creat în acest fel? Did God create the mother and the home to care about the relationships between the family members? A creat Dumnezeu ca mama să fie acasă și să încheie aceste relații? Desigur. Absolutely. Desigur. No little while ago, a friend of mine sent me a picture. Cu ceva timp în urmă, un prieten de al meu mi-a trimis o poză. He did not know I was studying these things. Nu știa că eu studiez aceste lucruri. He just sent me a picture. Here's what my kids are doing. Mi-a trimis o poză. Uite ce fac copilașii mei. And I thought, wow, that is classic. Și am zis, wow, asta e chiar un clasic. This little girl is three, I think. Fetița asta are cam trei ani. The boy is four and a half or something. Băiatul are patru ani și jumătate. What's the little girl drawing? Some sort of flower. Un fel de floare. Many colours. What's the little boy drawing? Ce <laughs> we have some kind of animal with an antenna on its head. Jumping. Sarind. One of them's on its side. It's 100% action. And remarkably, he has three colors. <laughs> <laughs> then he sent me a picture a little bit later. The little girl still working on her flower. Meanwhile, the boy has drawn another picture <laughs> with trucks on top of each other. No relation of. There's no there's no horizontal it doesn't make sense. Nu avea right? niciun sens. It's just about action. Era vorba doar de acțiune. Why do you think it's this way? De ce credeți că e în acest fel? I'm bringing this out because this is from an early age. Vă aduc în atenție deoarece acest lucru se întâmplă de la o vârstă fragedă. As mothers, în calitate de mame, it is a vital skill to care about the feelings and the happiness of her family. Este vital ca noi să vedem să ne o preocupăm de um, The and Despre yeah. să ne preocupăm de sentimentele și de fericirea familiei. De aceea sunt desene ale oamenilor cu ochi și cu zâmbete. Boys? Băieții. Totul este subsidiar uh, țintelor numărul 1 de a termina ceva. They want to accomplish. Vor ca să îndeplinească un anumit lucru. Do you think God made it that way? Credeți că Dumnezeu ne-a creat în felul acesta? Credeți că trebuie să încurajăm acest lucru sau să corectăm? Now, shall both help each other? să se ajute unul pe altul. Yeah, absolutely. Absolut. Absolutely. The mother helps soften her boys? Mama ajută băieții să devină mai blânzi. The father helps balance the girls? Tatăl poate să echilibreze fetele? The sisters balance the brothers, the brothers the sisters? Fetele echilibrează pe uh, uh, surorile echilibrează pe frați, frații pe surori. The wife softens the husband, the husband strengthens the wife. Uh, soția îl îmblânzește pe soț, soțul o întărește pe soție. Dar înseamnă lucrul acesta că trebuie să devină egali? Nu am zis egalitate, am zis să devină la fel. Nu. Dumnezeu i-a creat diferit. Cu roluri unice. De ce încercăm noi să-i egalizăm din copilărie? De ce nu punem în valoare acele diferențe? Ceea ce se întâmplă de regulă este că îl avem pe băiețelul acela care desenează niște cadre de acțiune. And we say, Why isn't your picture like your sister's? Și spunem, de ce nu desenezi și tu ca sora ta? Look at how much color she's using. Why don't you use all that color? Uite câte culori desenează ea, de ce nu folosești și tu mai multă culoare? Look at how pretty hers is. Why can't yours be organized a little better? Uite ce frumos arată ea, de ce nu te organizezi și tu mai frumos? And what does the boy start to think? Și ce gândește băiatul well, atunci? I guess I'm just not good at art. Cred că chiar nu sunt bun la desen. for girls. Desenul e pentru fete. Eu o să fac altceva. Mm -hmm. And the same would happen with school. Și același lucru s-ar întâmpla și în școală. But what if we appreciate the differences? Dar dacă am aprecia diferențele? Okay, I I like how you're trying to show some movement in that truck you draw. Și să spunem ok, îmi place cum ai subliniat acțiunea din deseneul acela. Let's put a little gravel spinning out from underneath the wheels. Să punem puțin uh, pietriș care iese de sub roți. Show some lines to make it look like it's moving faster. Să punem niște linii ca să arate că se mișcă rapid. Now you're appreciating his

are mai mult sens. the boy's picture doesn't make sense. Pentru noi, desenul băiatului nu are mult sens. And we tend to not like what doesn't make Și avem tendința de a, să nu ne, de a nu ne plăcea ceea ce nu are sens. In reality, când de fapt, the boy's picture is more advanced. Desenul băiatului este mai avansat. Este mai complex. Se întâmplă mult mai multe. Ar trebui să valorificăm și acel lucru. Noi spunem adesea că băieții sunt în urma fetelor, dar nu sunt. Sunt mai avansați în anumite um, zone. Au o minte care se dezvoltă. Problem solve. Pentru a soluționa probleme. Especially in the work of the Lord. Mai ales în slujba Domnului. Is there great complexity that needs to be figured out and solved in the work of the Lord? Nu există multă complexitate care trebuie soluționată în lucrarea Domnului? Absolutely. Cu siguranță. Ar trebui ca să apreciem acea dorință. There are many other differences. Sunt so, multe alte diferențe. Hearing is an interesting one. Auzul este unul interesant. Women perceive loudness, girls perceive loudness 3 times louder than men. <laughs> Fetele <laughs> Fetele um, percep zgomotele de 3 ori mai puternic decât băieții. So, this <laughs> <laughs> it is true. It is true. So we wonder why our boys are more loud? <laughs> <laughs> they actually don't hear it in the same way that girls do. <laughs> mm -hmm. Let is them go outside. True? Let them make some noise. Yes, really. True. It really is true, okay. yeah. <laughs> um, I remember hearing a researcher tell the story of a I think it was a 45-year-old man Îmi amintesc despre o povestire a unui bărbat de 45 de ani, whose was, I think, 14. a cărui fiică avea 14 ani. Nu doar că era o diferență de gen acolo, dar era și o diferență de vârstă, which also care afectează uh -huh. și auzul. Adolescenta spunea, tatăl meu întotdeauna strigă la mine. Și așa, acest... Consultant, he talked with the, the doctor, he talked with the father. Um, doctorul a vorbit, de vorbă cu tatăl. He says, your daughter's always yelling, er, says you're always yelling at her. He says, <laughs> I never yell at my daughter! <laughs> Pe un foarte ridicat că nu la ea. He was a bit hard of hearing. <laughs> <laughs> and so the doctor recommended, doctorul a recomandat, just try talking with your daughter in a whisper for a while. Să vorbească cu fica lui în șoaptă. Și <laughs> dintr-o dată, relația lor a fost vindecată. So, <laughs> Băieți au nevoie de mai multă acțiune și de energie. Uh -huh. yeah. What? Mother needs to raise the voice for them to hear. <laughs> so that's, well, maybe not quite that far, but yeah. <laughs> <laughs> Let them make some noise outside. Now, here's another one. <laughs> there are some gender differences in the sense of smell. în <laughs> I probably didn't need to tell you that. <laughs> <laughs> Women are far better able to detect odors than men. Femeile <laughs> Do you think God created it that way? Crezi că Dumnezeu l-a creat în acest fel? It might be helpful for smelling dirty diapers. <laughs> e foarte util atunci când este un scutec murdar. <laughs> But mothers, <laughs> does your son smell bad all the time? <laughs> Dar mamelor, oare băieții voștri miroase tot timpul? Here's a chance to just appreciate those differences. Există șanse ca să apreciem aceste diferențe. Husbands, soților, ar trebui ca să învățați să apreciați simțul olfactiv al nevestelor. If she says it smells bad, dacă ea spune că miroase urât, just trust her, okay? aveți încredere în ea. Boys, Băieți, if your mother says your room bad, dacă mama voastră spune că în cameră miroase urât, just trust her. aveți încredere în Clean ea. Curățați-o. Right. <laughs> Now vision hearing smell all these things are not the only differences Dar desigur uh, vederea, auzul și mirosul nu sunt doar singurele diferențe. If we consider the brain we find huge differences. În ceea ce privește creierul, sunt diferențe uriașe. They did a brain study and they found major differences in the brain between the genders. Au studiat creierul și au descoperit diferențe uriașe între uh, femei și bărbați. Prior to birth dinainte încă de a se naște. Now, society says gender is a social construct. Vă amintiți că societatea ne spune că diferențele de gen sunt o construcție socială? Then Dacă acest lucru este adevărat, de ce găsim diferențe înainte de naștere? A Cambridge University study un studiu al Universității Cambridge Found the average 18 boy a descoperit că un băiețel oarecare de 18 luni are un vocabular la jumătatea pe care îl are o fetiță de 18 luni. Ce se întâmplă dacă comparăm un băiat de 18 luni cu o fetiță de 18 luni? Băiețelul va arăta rău ne dezvoltat. Yeah. There was, um, Dr. Leonard Sachs who research care face multe cercetări în ceea ce privește băieții. Povestește despre o mamă care a venit he, la el. She had an -old boy. Avea un băiețel de 18 luni. And she said, I think my boy has a problem. Și a spus, cred că băiețelul meu are o problemă. My daughter

he seems really distractible. Pare că e foarte distras. autism. Și am citit pe internet că atunci când copiii sunt distrași de altceva, ar putea fi un indicator al autismului. Credeți că este autist? Dr. Sachs, responded. Dr. Sachs a răspuns. Well, maybe. Poate. But it could also just mean that he's a boy. Dar poate să însemne <laughs> și că este un băiat. So she took him for an evaluation. Așa că l-a dus la evaluare. She came back in tears. A venit înapoi plângând. Ei au spus The average child has a, a vocabulary of 65 words. Că un copil oarecare are un vocabular de 65 de But cuvinte. My little boy only has 40 words. Dar copilul meu știe doar 40. I think he's delayed. Cred că este întârziat. If you average the vocabulary of a girl, dacă iei vocabularul unei fete, to a boy, and al unui boy, băiat, you'll get 65 words. vei avea 65 de cuvinte. But the average for boys is 40. Dar pentru băieți este 40. So do you see what they were doing? Vedeți ce le făceau ei? You can't say the for at 18 <laughs> nu poți să pui același lucru ca fiind valabil pentru toți copiii. Este average for boys and the average pentru girls este ceea ce este minimum pentru băieți și there, minimum pentru fete. There are Sunt diferențe. So, let's talk about for a să vorbim despre școală. This is our, major on boys. Un alt atac masiv împotriva băieților. Has quite to boys. Școala a devenit un mediu neprieten neprietenos pentru băieți. Tindem să preferăm comportamentul fetelor. Ele stau they, cu minți, they ascultă, they, um, Do their little exercises on paper. They line up in a row. Se pun în rând. And what does it look like for the boys? They can't sit still. Nu pot sta they don't want to listen. Nu vor să asculte. Try getting them to line up without having a, a wrestling match, <laughs> right? <laughs> Is there a problem with the boys? It's interesting. Years ago, e interesant, acum în urmă cu 50 de ani, most honor students in school were boys. majoritatea premianților um, mm -hmm. erau băieți. Now, acum, the girl is the straight A, Iau cele mai mari note, she has lots of friends, au mulți prieteni, she's leading, she's top of her class, est, sunt în clasei, and her brother's at home playing video games. And see, about a hundred years ago, this movement began to so-called liberate women. În urmă cu vreo 100 de ani, a început această mișcare, așa-numită eliberarea femeilor. Și într-adevăr, erau anumite probleme legate de egalitate, nu le disput. Dar mă întreb dacă cineva s-a gândit că vor ajunge la nonsensurile de acum. Și astăzi, de fapt, nu sunt femeile cele care sunt opresate. În 1970, în 1970, cu 16% mai mulți bărbați aveau diplomă de facultate față de femei. În 2020, cu 18% mai multe femei decât bărbați aveau diplome de facultate. the numbers have reversed. Numărul a fost reversat, schimbat. Există uh, inegalitate de gen, dar nu este cum ascultați la televizor. Bărbații sunt cei lăsați în urmă. Și nu pentru că fetele se descurcă mai bine, ci pentru că băieții sunt, se descurcă mai rău. Fetele nu au avansat, așa cum ni se spune, ci băieții au, sunt într-o poziție mai rea. So, do Avem vreo diferență între genuri? We do. Avem. But it's actually the not the girls who are behind. It's the boys who are in trouble. Dar nu fetele sunt lăsate în urmă, ci băieții. Now I realize getting a university degree may not be our focus in education. Înțeleg că probabil scopul nostru nu este neapărat să avem o diplomă de facultate. The boys struggling in other areas. Dar băieții se străduiesc și în alte domenii. Here's a few statistics. I shared a few of these earlier. Iată câteva date statistice. Uh, acum am văzut astăzi, băieții um, primesc 70% dintre notele cele mai slabe. Boys cause of classroom discipline Ei cauzează 90% din problemele de disciplină din clasă. students labeled disabled are boys?

dispuși să fie exmatriculați cu 70% și cu 80% sunt mai predispuși să consume droguri. Young men are three times more likely to become drug or alcohol. Să, să, să abandoneze, îmi um, cer scuze, să abandoneze liceul. Okay. Young men are three times more likely to become drug or alcohol dependent than girls. Sunt de trei ori mai predispuși să devină dependenți de alcool și de droguri față de fete. Boys and men are up to five times more likely to commit suicide than girls. Băieții și bărbații sunt de până la 5 ori mai predispuși să comită suicid față de fete. Boys are behind girls in every single one of the 70 most developed countries in the world. Băieții sunt în urmă în fiecare aspect în cele 70 de țări dezvoltate ale lumii. And here this this is terrible. Men are now more likely to be unemployed than women. Și asta este teribil. Bărbații sunt mai predispuși să rămână fără loc de muncă față de femei. Shouldn't the man be the provider? So... What's the cause? Well, yeah, yeah, exactly, is a lot of what we just talked about, but, but I'll explain some more in just a moment. The halfway point in brain development drumul către atingerea dezvoltării cognitive este de 11 ani la băieți fi, sorry, 11, years in girls, 11 ani la fete and 15 years in boys. și 15 ani la băieți Aha o diferență de 4 ani Full brain maturity occurs at about 22 in women. Creierul este complet dezvoltat la 22 de ani la femei. Și la bărbați? Știe cineva? 30. 30. Yes. So, let's just take a simple example here. Să how, un long, exemplu simplu. how long can you sit still be quiet and pay attention? Cât timp poți să stai locului, să fii liniștit și să fii atent? If we're comparing a 30-year-old man and a 22-year-old woman, dacă comparăm un bărbat de 30 de ani și o femeie de 22, nu vom vedea multă diferență. Dar, Dar dacă vorbim de cei de 6 ani, o fetiță de 6 ani va sta mult mai liniștită, mult mai mult timp decât un băiețel de 6 ani, about half as long. Uh, cu cel puțin jumătate de timp mai mult. So you have a 30 class dacă ai uh, o oră, But, de 30 de minute. Pentru 30 de minute acea fetiță va sta au locului. Dar băiețelul? După 15 minute and he's done. e gata. Trebuie să iasă și să right? se miște punem fetele și băieții în aceeași clasă și le spunem să stea liniștiți și să asculte and who's going to have și cine va avea probleme? Băieții. Right? And this certainly applies to both genders. Și asta se aplică ambelor genuri. Dar noi împingem acea uh, dezvoltare cognitivă de învățare înainte de învățarea practică. Now, We can remember this from this morning. Ne amintim de aceasta de azi dimineață. Am văzut diferențele în ceea ce privește dezvoltarea creierului, about learning, mai ales în ceea ce privește noțiunile academice. Este o diferență de doi ani între And, um, fete, fete și băieți. Again, we've seen all this already, Am văzut deja aceste lucruri. The, there's The areas of the brain responsible for academic learning are about two years behind the girls. Um, acea aria creierului care este responsabilă de învățarea academică este cam cu doi ani în urmă la băieți. Now, the, the thing is we set them to, we we tell them to sit there and listen. Le spunem să stea cu minți și să asculte, To learn to read, to learn to write. Să învață să citească, să învețe să scrie. problems. Să facă probleme de matematică. Before they have enough experience in real life înainte ca ei să aibă destul de experiență în viața reală to have any to sit there and și să aibă un motiv întemeiat ca să stea locului și să asculte. Pentru mintea unui băiat, ei se întreabă de ce să stau aici și să scriu dacă nu am avut o experiență practică why cu acel lucru. De ce să scriu niște numere pe hârtie dacă habar nu am la ce folosește? La ei este chiar invers. We need to start with the real life Trebuie să începem cu viața reală and then apply it to paper. și apoi să o punem în practică pe It's hârtie. E ca și cum ne-am pune papucii înainte să ne punem șosetele. Și-a pus cineva papucii și apoi șosetele? Yeah. <laughs> How did it work? Cum a funcționat? Nu are sens. Curiculumul Curriculumul de la o vârstă fragedă este mai accelerat decât a fost vreodată. Boys are expected to do too much too soon. Băieții sunt de la băieți se așteaptă ca să facă multe lucruri la o vârstă mult prea fragedă. Their brains aren't ready for it. Creierele lor, ei nu sunt pregătite pentru așa ceva. Ei își încep cariera școlară fiind catalogați ca fiind Subdezvoltați. Ei sunt frustrați neavând abilitatea necesară. Încep să fie sătui de școală și să o evite. În locul acestei. Um, sit and receive, yeah, um, Zicale, stai jos și ascultă. Cercetările sugerează că băieții că băieții beneficiază mult mai mult de la activitățile interactive, practice. When I read that, I'm like, really? Did am, we need research? Când am citit asta, ziceam serios, chiar am avut nevoie de o cercetare pe tema aceasta? Nu <laughs> este evident. <laughs> They need to be hands on. Au nevoie de lucruri practice. Boys were designed to move. Băieții au fost creați ca să se miște. Both genders need time outside. Ambele genuri au nevoie de au physical, nevoie de timp afară. Physical activity. Activități fizice. But the little girls can tolerate it a lot more than the boys. Um, dar fetele pot ca să tolereze a Dar tolerează mult mai bine decât băieții. The boys need to move. Băieții au nevoie să se miște. They Ei need to build towers au nevoie să construiască turnuri. And knock them down. Și să le dea jos. They need to Au nevoie să alerge. jump. Să sară, They need to climb trees, să cațăre în copaci and to tell them to sit still for hours on end, și să le spui să stea locului timp de ore, pencil, să țină creionul în mână. Pay attention, Să fie atenți. Don't talk. Nu vorbi. And talk quietly if you do talk. Și dacă vorbești, vorbește în șoaptă. Ce se va întâmpla? Acel ghem de energie. Va exploda. And so what do we usually do? Și ce facem noi de obicei? Well, we give them some medication. Le dăm niște medicamente. Pentru că ceva este în regulă cu acest copil. And so soon we get little boys who behave like little girls. Așadar, în curând vom avea băieți care se comportă ca niște fetițe. You see what we've done? Vedeți ce am făcut? We're feminizing our little boys. Um. E feminin bărbații. We băieții. Just, can we see the results in society? Vedem I mean, acest aceste rezultate în societate? Do you have even need to explain it? I think we see it. Nu trebuie să mai explic, cred că deja se văd rezultatele. Child psychologist Erica Camasar Uh, psihologul uh, pediatru Erica Comisar explică că băieții cu vârste cuprinse între 3 și 5 ani au de salturi de testosteron aproape la fel de ridicate precum un adolescent. This is little boys. vorbim despre băieți. Au nevoie de the acțiune. Yeah, we'll <laughs> Punându-i să stea locului va face să își piardă mințile. And what we see often as distractibility, și ceea ce vedem noi adesea ca fiind ceva ce îi distrage, este de fapt stres. Stresul de a face ceva de care ei încă nu sunt uh, dezvoltați să facă. And so what happens is the school calls the parents. Ce se întâmplă mai departe este că școala cheamă pe părinți. Says boy ADHD, și spune că băiețelul tău are ADHD. Next comes urmează tratamentul medicamentos. Și apoi lucrurile se așează pentru școală. Pentru că au un copil sedat. Și acea energie primită de la Dumnezeu. That drive, it's okay. <laughs> that drive to do. Care îi conduce să facă, to să îndeplinească, It's este zdrobită. Și cu ce rămânem? Rămânem cu niște băieți cărora nu le pasă. Young men failing at school, băieți care eșuează la școală their lives video games, își petrec viața jucând jocuri video. Aimless, fără scop, nu-și pot găsi o slujbă sau nu vor să lucreze, e problema cu băieții sau cu sistemul care i-a creat, care i-a efeminat, i-a drogat și i-a sedat. Am luat acea energie primită de la Dumnezeu și am supresat-o. Am... Now,

Pot să se concentreze mai mult când vor crește. Dar dacă încercăm să-i forțăm să stea locului cât sunt mici, vom crea un, un efect de durată. Mamelor, știu că e epuizant. Și vă întrebați dacă vreodată lucrurile se vor încetini și se vor așeza. Dar Dumnezeu a creat această activitate. Cum am văzut la începutul prezentării, Dumnezeu a creat băieții pentru a susține povara lucrării lui Dumnezeu, pentru a îndeplini sarcini.

Hey, you go weed the garden. Și nu le spui, hei, du-te în grădină. No, like, okay, no. the garden this year, that's your job. Grădina este problema ta. You manage it. Tu o manageriezi.

de, de partea de ruina tentațiilor uh, și a ispitelor răului, precum o poate face munca. <laughs> și ar trebui să faceți la oaltă cu ei. Go climb the trees with them. <laughs> Mergeți și cățărați-vă în copaci împreună cu ei. Ok, Câteva lucruri pe care le mai am aici. Chemical warfare războiul chimic. Statisticile variază în fiecare țară. dar folosirea medicamentelor în special pentru tratamentul ADHD, a, a skyrocketed. A cunoscut o creștere fulminantă. Acum să vă spun ceva: doar dacă copilul vostru nu este atent nu înseamnă că are ADHD. Here's some from Iată o cercetare de la Universitatea Harvard: Copiii cei mai mici din clasă sunt cei mai predispuși ca să demonstreze o lipsă de atenție. Și când citesc asta, spun, da, într adevăr așa ar face. Insufficient emotional control. Control emoțional insuficient. Și alte simptome ADHD. Why? De ce? Doar pentru că ei au avut la dispoziție mai puțin timp să și dezvolte aceste um, aptitudini față de colegii lor mai în vârstă. What may appear to be an abnormal behavior, ceea ce pare a fi un comportament anormal be poate, 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 fi doar comportamentul unui copil mai mic care încă nu a dezvoltat autoregularea necesară pentru a sta locului în clasă. So, let me just

Dacă un copil se străduiește să stea locului și să studieze. scoate ți afară, dați-le ceva de lucru. Dați-le mai mult timp pentru a se dezvolta. Și de multe ori primesc întrebarea, dar cum facem diferența între adevăratul ADHD și ADHD-ul acesta manufacturat ADHD? de cineva. The reality is. The treatment for both the Realitatea e că tratamentul pentru ambele este același. Really nu contează că l-are cu adevărat sau este ceva ce l-a dobândit. In fact, avoid, uh, labeling deci, De fapt, ca să încep cu toate lucrurile, mai bine să evităm această etichetare. So, dopamine is a major factor in the development of ADHD. Dopamina este un factor important în dezvoltarea ADHD-ului. Persoanele care au ADHD au ceea ce se numește um, densitate transportoare crescută a dopaminei, ceea ce rezultă în niveluri scăzute de dopamină în creier. Și these Influence the ability to pay attention. Aceste niveluri scăzute de dopamină um, joacă un rol important în inabilitatea de a fi, de a avea atenție. Dopamina te ajută să fii fericit și să te concentrezi. Ce se întâmplă e ceva de genul acesta. Ai un fel de stimuli care poate să fie it tehnologia, could be, it could be drugs, poate să fie drogurile, poate să fie și ce se task switching dar pot să fie și ceea ce se numește schimbarea sarcinilor. Ceea ce înseamnă că primești dopamină schimbând în continuu sarcinile, treci de la un lucru la altul. Pe măsură ce faci acest lucru, se eliberează mai multă dopamină. După ce eliberezi mai multă dopamină, You have reduced dopamine receptors. Ai receptorii reduși ai dopaminei. Then you have decreased intracellular dopamine. Și apoi ai la nivel intracelular um, rezervele de dopamină scad. And how does that make you feel? Și cum te simți atunci? Not happy. Nefericit. So what do you want? Așa că ce vrei? Aha, more stimulation. Mai multă stimulare. So it actually feeds itself. Și cu alte cuvinte este un ciclu care se repetă. So what you need to do is break the cycle. Așa că ce ai de făcut este să rupi acest ciclu. Nature, cel mai bun lucru pe care pot face este să ieși afară în natură, to do work, să faci muncă practică și să faci proiecte care îți cer să te uh, angajezi în, cu atenția ta acolo. As well as La fel și să deplinești anumite sarcini I'll talk more about that tomorrow. Vorbi, vorbi mai mult despre acestea so, The thing is, what we usually do is we give ADHD medication. Ce facem noi de regulă este să oferim tratament medicamentos. What do ADHD medications do? Ce fac aceste tratamente medicamentoase? They raise dopamine levels. Cresc nivelul de dopamină? Wasn't that the beginning of the problem? Nu asta era începutul problemei? So we're not helping anything here. Deci nu ajutăm cu nimic. They also are not a cure, they just suppress the symptoms. Și, cu alte, și de asemenea nu sunt un tratament, ele doar um, supresiază simptomele. Și sunt legate de multe alte efecte secundare. Dar unul dintre cele mai mari probleme ale tratamentului medicamentos pentru ADHD este că ele um, nucleus accumbens don't know, nucleus, nucleus, accumbens, accumbens of the brain, a part of the brain. Um, uh, ele dăunează unei părți al creierului. This part of the, do you know the name for it? Artyom? Nucleus accumbens. Accumbens, the nucleus accumbens. Okay. Yeah? Okay. O regiune a creierului. So, What is this part of the brain? Ce face această parte a creierului? It has a lot to do with motivation. Are mult de a face cu motivația.

they yeah, they cause a lot of other problems. <laughs> Cauzează multe alte probleme. What, what's really interesting is sleep deprivation. Ce este interesant este că somnul insuficient. Actually perfectly mimics ADHD. Imită în modul cel mai perfect ADHD-ul. You can take a child Poți lua un copil who is sleep deprived, care nu doarme suficient. Du-l la o evaluare ADHD. Evaluation. Și niciun no specialist nu ți va spune diferența. The symptoms are identical. Simptomele sunt identice. deci dacă un băiat nu doarme suficient, nu are un program regulat, folosește uh, ecranele telefonului sau a laptopului playing aproape video de games timpul de somn, playing video games half the night. Se joacă jocuri toată noaptea. He's going to look like he's got ADHD. Va arăta ca și cum va avea simptomele ADHD-ului. And so the ADHD medications. Așa că medicamentele pentru ADHD. Many of them are amphetamines stronger than caffeine. Multe dintre ele sunt amfetamine mai puternice decât cafeina. So we have a sleep-deprived child. Avem un um, copil care nu doarme suficient. We say he's got ADHD. Și spunem că are ADHD. And we give him a drug stronger than caffeine. Și îi dăm un drog mai puternic decât cafeina. <laughs> you see the problems we're creating here? Vedeți ce probleme creăm aici? There was a a, a boy that was having ADHD symptoms. He'd been diagnosed with ADHD. Un băiețel avea simptome de ADHD și a fost diagnosticat cu ADHD. The Dar apoi cercetătorii au descoperit că el se juca jocuri noaptea. I-au scos jocurile din cameră și no nu a mai avut ADHD. L-au scos de pe tratament. Okay. Endocrine disruptors. Let me just mention this one quickly. Ei, uh, medicamentele acestea sunt uh, Dis disruptors sunt scap. Dereglează de sistemul endocrin. Mm -hmm. Male hormone levels have dropped by more than half over the last 50 years. Um nivelul hormonilor la bărbați a scăzut cu mai mult de jumătate în ultimii 50 de ani. You ever look at the old V-ați uitat la pozele din vechime, când îi vedeți pe bărbații aceia cu un piept mare și cu barba lungă și vă întrebați ce s-a întâmplat. De fapt, s-au fost niște schimbări. Și unul dintre motivele acestea, many, printre multe altele, Is in the bottle of water we drink. Now, when I first started hearing about plastic, I thought, oh, brother. Când am auzit plastic, am zis, oh, but in reality, as I studied this out, it is far more, uh, it affects us far more than we think. It has no taste. Nu are gust. Dar chimicalele care ies din acest plastic. Acționează asupra corpului bărbătesc precum hormonii feminini. Așa că fetele intră la pubertate mai repede. Și băieți, ce credeți că se întâmplă? Delays Întârzie maturizarea. Reduce nivelul hormonal. And what's fascinating

Hormone levels in hard -working men versus lazy ones, Dacă compari acest uh, nivel între bărbații care muncesc din greu și cei care sunt mai leneși. Vei vedea că cei care muncesc din greu au un nivel mai crescut al testosteronului. There are many things that are lowering it, but plastics in food are a significant one. Multe lucruri pot ca să scadă nivelul de testosteron, dar uh, dintre cele mai importante este plasticul și mâncarea. Okay, media, that's another big one. We'll talk more about that Tehnologia vom discuta mai mult mâine. And I'll finish with this, collapse of the social construct of what it means to be a man. Prabușirea construcției sociale a ceea ce înseamnă cu adevărat un bărbat. E interesant că de fiecare dată când vorbim despre problemele cu care se confruntă astăzi băieții, avem tendința să învinovățim tatăl de acasă sau lipsa lui. Ați auzit asta de multe ori? Da, yeah, no nu are tatăl. Yeah. De aceea. Sigur este un factor. But when Dr. Sachs began his research, Dar când Dr. Leonard Sachs a început să-și facă he's, cercetarea, one of the top este unul dintre cercetătorii de top în acest domeniu. said, I assumed that I would find this lack of a father in the home as a major problem. Credeam că voi găsi acest aspect al lipsei tatălui, figurii tatălui ca fiind problema principală. Dar am văzut conform cercetării mele că nu i apare nici măcar între primele 10 motive. Și pentru mine este un factor încurajant. Pentru că absolut tatăl din cămin este foarte important. <laughs> Dar nu putem da vina doar pe el. Say, well, nu well, putem da vina pe lipsa lui și să spunem că din cauza aceasta băieții nu au ieșit bine. Dumnezeu ne înțelege situația. But I would just want to focus on not so much the lack of fathers in the home, but just on this și nu aș vrea ca să mă concentrez pe lipsa tatălui în cămin, ci pe ceea ce înseamnă să fii bărbat. În multe societăți tradiționale, în culturile mai vechi, băiatul nu devine un bărbat în mod automat. V-ați gândit vreodată băieți la asta? We tend to think we just pass 18 or 21 and now we're a man. Credem că trecem de vârsta de 18 ani și am devenit bărbați. In many cultures, în multe doesn't culturi, happen that way. nu se întâmplă în felul acesta. You have to earn manhood. Trebuie să câștigi acest titlu.

Who can't own property, Așa că în aceste comunități avem și bărbați de 40 de ani care nu pot să dețină o proprietate. Can't have the privileges of manhood nu pot să aibă privilegiile uh, ca bărbați pentru că nu au trecut testul de, uh, de a fi bărbați. We don't take that seriously anymore, do we? Noi nu o mai luăm aceste lucruri în serios. Acum avem bărbați care vor să fie băieți. We have adult men vem avem, avem uh, bărbați adulți who spend their life playing video games. care se joacă toată viața jocuri video. Can you restart that projector? 50 years ago if you told a boy to be, be a man, he knew what that meant. Cu 50 de ani în urmă, dacă îi spuneau unui bă băiat fi bărbat, știa ce înseamnă acest lucru. Dar băieții au nevoie să vadă un bărbat pentru a deveni bărbați. Aproape fiecare cultură um, avem o istorie care ia în foarte serios uh, învățarea băieților să devină bărbați și a fetelor să devină femei. De ce în cultura noastră nu doar că aruncăm aceste lucruri, dar le schimbăm rolurile? David Gilmore David Gilmore este un antropolog faimos. Și a fost întrebat odată: What do the oldest most enduring cultures have in common? Ce au în comun culturile vechi care au trecut proba timpului? Cele care au trecut valorile și generațiilor următoare de-a lungul a mii de ani? Ce credeți că au în comun? Vreau mâncare anume? Dress? Îmbrăcămintea? Religion? Religia? None of this. Niciuna dintre acestea. The one thing they all have in common. Singurul lucru pe care l-au un comun. Is that they take seriously. Este că ia un mod serios. Teaching of their young people to become adults. Învățarea tinerilor lor să devină adulți. The passing of girlhood into womanhood. Trecerea învățăturilor fetelor pentru a deveni mature și a deveni femei. Și trecerea băieților din stadiul de băieți în stadiul de bărbați. Și mă gândesc la Tit. Nu este sfatul pe care îl avem noi în Tit? Că femeile mai în vârstă trebuie să le învețe pe cele tinere. Și bărbații mai în vârstă trebuie să le învețe pe cei tineri. Multe alte exemple pe care vi le pot oferi. Nu prea mai avem însă timp. Okay. Um, in navajo indian culture they spend several years training a woman to be a girl to be a woman ca fetele să devină femei, How to care for her cum să-și îngrijească familia, How to food. cum să pregătească mâncarea, All the that apply to being a woman. toate aceste abilități care fac ca o fată să devină femeie. Și like <laughs> acum credem că în societatea noastră valoarea aceasta femeie este deja un cuvânt rău, is woman's work. dar este, um, este munca unei femei, toată aceasta, Just like there absolutely is man's work. Cum este în același timp și munca bărbatului? There are distinct roles that God has designed each to fill. Există roluri distincte pe care Dumnezeu le-a rânduit pentru bărbat și femeie. I'm sure Sister Paula could tell us some things about the Jewish culture how this is passed down. It's taken seriously. Paular putea să ne spune ce se întâmplă în Israel și cât de în serios este luat aceasta. Trebuie să recunoaștem încă o dată ce înseamnă să fii bărbat și să încurajăm această dezvoltare. I'm PowerPoint Ce înseamnă să fii bărbat? A researcher, Dr. Leonard Sachs. Dr. Leonard Sachs. He's not an Adventist. Nu este adventist. But I think he gave the best definition. Dar cred că a dat cea mai bună definiție. It means to use your strength in the service of others. Înseamnă să îți folosești puterea în serviciul celorlalți. Taking this on, young men. Ați înțeles, tineri? Use your strength. Folosiți-vă puterea acum. To serve yourself. Să vă serviți voi unși și vă. Mm. It's to serve others. În serviciul celorlalți. Now that strength is God-given. Această putere este dată de Dumnezeu. It also takes time Și are nevoie de timp să se dezvolte. exhibit Putem să o vedem, um, nu a ajuns încă la pragul ultim de dezvoltare, într-un băiețel care nu stă locului. This strength might leave mother worn out. Poate că această putere o va lăsa pe mamă fără Epuizată. Dar, de îndată ce vedem acest lucru ca fiind putere și nu comportament greșit, cu atât mai bine și mai rapid o putem să o direcționăm spre un drum favorabil. Trebuie să încurajăm și să apreciem această energie. Vom încheia cu acest citat: Cuvântul lui Dumnezeu. Nu represiază activitatea, it guides it a right. dar îl ghidează în, într-un mod corect. God does not bid the youth to be less Dumnezeu nu le spune nu le interzice tinerilor să aibă mai puține aspirații. Elementele de caracter care îl fac pe un bărbat să fie cu adevărat de succes și onorat între ceilalți. Dorința de necătăgăduit către un bine mai măreț, will, voința de nestrămutat, the partea practică, the perseverența de neobosit are not to be nu trebuie să fie descurajate. Prin harul lui Dumnezeu ei trebuie. Să fie, să fie direcționați spre a obține aceste obiective mult mai înalte decât, este, um, decât sunt interesele lumii, care sunt atât de egoiste și care sunt. care sunt uh, la fel de îndepărtate cum este cerul de pământ. Dumnezeu are un interes înalt pentru tinerii noștri. Să nu comparăm genurile. Ci să apreciem diferențele. Să apreciem punctele forte ale fiecăruia. Rather than well And the strengths of each can help the weaknesses of each too. Pentru că fiecare punct forte al unuia poate ca să fie slăbiciunea celuilalt. When our youth have big plans? când tinerii noștri au planuri mărețe, direct those, direcționați. Look, we look at the development of our church. Uitați-vă la dezvoltarea bisericii noastre. It was those youth. Au fost tineri. Who studied their bibles? Care au cei care au studiat Biblia. Who had big ideas? Care au avut idei mărețe. Who said let's reach the world? Care au spus să ducem în toată lumea. I say, let's do it again. Și vă provoc să facem același lucru. But Satan Dar satana nu vrea. Așa că să recunoaștem atacurile sale. Haideți să ne rugăm împreună. Părinte Ceresc, îți mulțumim pentru toate aceste cercetări care s-au făcut